Cerem grămadă în momentul de față, având în vedere această diferență de scor de 11 puncte. Practic, România nu se poate mulțumi cu o simplă lovitură de pedeapsă, care, într-adevăr, din această poziție centrală ar fi transformată fără probleme de Vlaicu, însă noi avem nevoie de mai mult. Avem nevoie de toate cele 7 puncte pe care ni le poate aduce această acțiune. Să vedem, poate furia cu care au răspuns stejarii îi va ajuta la această fază. Distanța este foarte mică de terenul de țintă. Practic o grămadă la 5 metri. Da, am arătat că stăm foarte bine la acest capitol încă din startul partidei. Împingem, rușii răspund însă cu o furie extraordinară. Scoatem acolo balonul, pasă sărită și Matei, să-l vedem. Matei este eseu, este eseu reușit de aripa Adrian Matei. Minutul 21, prima încercare în dreptul României. Adrian Matei este cel care evită adversarul și cu toată opoziția rusului, care se poziționase foarte bine, izbutește să-l depășească pe fundașul Kuznarev și să culce balonul în terenul de țintă. Excelentă reușită pentru Adrian Matei, jucător la Limoges în Franța, 27 de ani. A reușit să pună 5 puncte prețioase pe tabelă. Acum îl vom vedea rândul lui Vlaicu. Exact, să îi răspundă. O poziție foarte bună pentru Florin Vlaicu. Florin Vlaicu, cel care a marcat 49 de puncte până acum în IRB Nations Cup, o face și de această dată reușește să transforme eseul lui Matei. Scorul devine 12-10 pentru Rusia. 14-10, îmi cer scuze. Ce pasă, încercăm să scăpăm cu fața curată din acest moment foarte complicat, ne apărăm, însă suntem puși în dificultate. Atacă foarte tare fundașul Taboada și reușim să recuperăm. Excelent această recuperare, o fază superbă, iată, săpățână până la Fercu. Fercu încearcă să evite Surugiu și nu se poate, Surugiu s-a împiedicat efectiv de doi adversari. Am avut ghinion la această fază, însă un contraatac superb al naționalei noastre. Încercăm să-i surprindem acum și va fi eseu! Va fi eseu reușit de sărbătoritul zilei! Popârlani! Primul ce cadou! Excelent! Ce putea să fie mai frumos decât un eseu cadou de ziua ta și sub culorile României? Doamnelor și domnilor, o fază absolut incendiară, o fază care a ridicat toți spectatorii în picioare să aplaude această reușită. În ultimul minut al primei reprize, atunci când pe fondul acestei presiuni fantastice a argentinienilor parcă număram secundele până la finalul acestei prime părți, iată-i pe ai noștri reușind o intercepție, o cursă. N-ai zice că este jucător de linia întâi, căpățânăl acum a alergat aproape 50 de metri. O fază continuată apoi de Fercu. Minge a ajuns la Surugiu, care a fost placat în ultimul moment. Faza a continuat cu această scoatere a balonului din molul deschis foarte repede. Argentinenii nu reușiseră să se regrupeze și Minge a ajuns până la Popârlan, care a culcat balonul la centru. 11-3 și probabil va fi 13-3, pentru că deși a ratat de două ori în această primă repriză din această poziție, sincer să fiu, nu cred că poate să rateze Florin Vlaicu. Va fi probabil ultima fază a acestei prime reprize. Vlaicu execută corect și e final de primă parte. 13-3 pentru România, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim după pauză. Cred că va fi însă repunere pentru ai noștri. Come on. Da,
îl văd pe Eugen Căpățână pregătindu-se să se ducă în zona respectivă și să repună balonul în joc. O margine completă pentru ai noștri care acum la 5 metri de terenul de țintă au posibilitatea să încerce un mol de margine și să se ducă până în eseu. Cam aceasta ar fi tactica pe care am văzut-o la marile echipe. Iată, o tușă scurtă prinsă foarte bine acolo de Popârlan. Încercăm să legăm molul de margine. România atacă foarte bine, strigă mol arbitrul. Nu au voie argentinienii să prăbușească acest mol și să vedem, să vedem, nu știu, dar este eseu, este eseu. Eseu reușit de, cred că este vorba de Căpățână, să vedem. Nu, este chiar capitanul Macovei. Capitanul Mihai Macovei este cel care duce balonul până în terenul de țintă și face ca tabela să indice în acest moment 18-3 pentru România. Al doilea eseu al băieților noștri. Cât de bine au reușit să pingă în această fază, excelentă coordonarea forță. Este, dincolo de forță, coordonarea și modul în care reușesc să gestioneze aceste momente în care adversarul practic nu prea are foarte multe posibilități de a te bloca. Dacă, dacă reușești să blochezi, este extraordinar. Am văzut oameni puternici din sportul românesc în prim plan, pe Alin Petrache, pe Ion Țiriac și pe Octavian Morariu. Însă, acum îi ținem pumnii lui Vlaicu. Vlaicu poate să ducă scorul la 20-3 pentru România. L-am văzut pe Florin din poziții mult mai grele. Direcția este bună și 20-3 este scorul. Încă două puncte pe tabel în contul stejarilor. O diferență foarte bună. O diferență de 17 puncte, însă mai este foarte mult până la fluierul de final. Încă 25 de minute practic din această partidă. În tribunele stadionului. Avantaj pentru ai noștri. Scoatem pe 3 sferturi, Dimofte pasă pentru Ciobigal, Ciobigal! Nu mai reușește de această dată Fenta! Încercăm să ajungem cu balonul în terenul de țintă al italienilor. Suntem în continuare în 22-ul lor, o pasă mai puțin fericită, însă Macovei a reușit să se descurce. Offside și se revine la locul primei infracțiuni. Jucăm foarte repede la mână prin Fercu. Este eseu! Eseu! Fercu a sesizat lipsa de atenție a adversarilor noștri. A bătut excepțional această lovitură de pedeapsă. A jucat-o la mână și a asumat această responsabilitate. Știe că este cu o viteză peste toți adversarii noștri și izbutește primul eseu al serii aici pe Stadionul Național. Arcul de triumf, România 5, Italia 3 și poziția este foarte bună pentru Vlaicu. Cătălin Fercu cu siguranță poate câștiga titlul de cel mai bun om al acestui turneu. O evoluție absolut încântătoare pentru Fercu, cât de bine a putut să simtă la acea fază. Iată, revedem eseul lui Cătălin Fercu, iar acum Florin Vlaicu se pregătește să mai pună încă două puncte pe tabelă. Florin Vlaicu dintr-o poziție absolut excelentă. Între timp am văzut și un jucător cu numărul 24 pe tricou. Este vorba de Florin Ioniță, cel care a fost obligat să schimbe tricoul pentru că era plin de sânge. Îi ținem pumnii lui Vlaicu. De multe ori Florin Vlaicu ne-a adus atâta și atâta bucurie. Excelentă execuție! O face și în aceste momente și urcă scorul la 7-3 pentru România. Am avut nevoie de o singură intrare în 22-ul advers pentru a le arăta italienilor că
știm să jucăm un rugby de super clasă. Momente excelente de joc pentru 5 de minute de luptă extrem de intensă. Însă o forță extraordinară a pachetului de înaintare. Pe lângă forță, în aceste faze, în aceste moluri rulante, trebuie o coordonare perfectă, trebuie o doză de inteligență colectivă, pentru că de fiecare dată ești cel care acționezi primul, adversarul este obligat să se adapteze de fiecare dată față de zona și unghiul în care pachetul tău de înaintare învinge. De aceea, molul de margine sau molul rulant este o armă formidabilă și foarte greu, foarte greu de contracarat. Cronometrul este pornit din nou. Trei minute în care românii nu au voie să greșească. Coach! Touch! Set! Introduce Florin Surugiu. A introdus foarte repede, românii împing foarte bine, scoate Surugiu, dă drumul pe trei sferturi pentru Ciobigal care se duce în adversar. Creăm un punct de fixare. Din nou Surugiu pentru Vlaicu. Vlaicu încearcă o schimbare de direcție. Reușim să ne grupăm. Din nou este mol. Din nou este un mol al românilor. Back! Right back! Împingem, începem să împingem. Reușim să ne apropiem de terenul de țintă. Este eseul victoriei. Eseul victoriei României. Stejarii câștigă pentru a doua oară consecutiv IRB Nations Cup aici la București. O seară superbă pentru rugby românesc. O seară superbă pentru România. Pentru al doilea eseu în această partidă. De fiecare dată când avem mai multă nevoie, prima reușită a lui Fercu, prima încercare atunci când România trebuie să recunoaștem că am scârția în fața unei Italii care ne-a luat foarte tare, iar acum, în finalul acesta de partide, încercarea care ne scapă de absolut orice emoție. Cu siguranță trofeul va rămâne la București, să nu uităm, trebuie să predăm și o lecție italienilor, să alertăm că totuși contăm în rugby-ul mondial. Explozia de bucurie de pe banca de rezerve. Jucătorii care au dus greul în acest turneu. Pentru Vlaicu este o poziție incredibil de ușoară. 24-13. Un jucător care și-a făcut pe deplin datoria ca și ceilalți din acest turneu. Și este 26-13. Meritau acești spectatori, merita și România să păstreze trofeul la București. Successful convention by Florin Vlaicu,